G2A, jocuri și prețuri de belea Sără și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 17 mod showcase pe barbă neagră Avem în față o remorcă care a fost convertită din ETS2 în Farming Simulator 17 foarte detaliată, foarte miștoacă și cu linkul în descriere. Remorca asta vine pe mai multe culori și hai puțin tel să o vedem în shop, după care vă arăt cum este modelată și așa mai departe. În tipper o găsim cu așa și... O găsim cu numele de Cașambra, Cacambra, ceva de genul Basculante rula. Costă 60.000 de euro Și suportă 40 Stai, unde era? Unde era? 40 parcă era, nu? Unde e și mai e dispărut? 40 de mii de litri. Adică 40 de tone, suportă absolut orice și se folosește cu un tir sau camion, dar poate fi folosit bineînțeles și cu un tractor dacă ai un dolly. Uh, ca și detalii, este extrem de detaliată, chiar are texturi diferite și este lucioasă. Uite, se și vede o textură reflectată. A, totul este cam lucios pe inclusiv apărătoarele astea la roți și avem și partea asta de aici, șasiul ei și chiar și șasiul este reflector. Eu uite știu. Reflectează, e foarte, foarte mișto că chestiunea asta Eu am ales combinația asta de negru pentru că partea de sus, cover prelata, este portocalie indiferent de ce alegi Asta nu are prelata aici, asta este de default și uite putem să avem următoarele culori toate culorile. După care putem să selectăm și la design Lona cu Cuamo sau Lona Aguetoni, Lona Belo Santa, Cuamo 2. Ia mă, Cuamo, 2 cum e. Asta o am la shop și vreau să văd cum este Cuamo 2. asta este shop și cu și vreau eu să merg. Ia. Cum arată, opa, ok, ok, deci putem să schimbăm culoarea prelatei în funcție de design. Aha, deci asta este partea a doua la Cuamu. Și există mai multe, ia stai un pic să vedem aici. Luna Guetoni, asta cum este? E de altă culoare? Asta e pe roșu. Ok, ok. Îmi face mie porțiunea asta. Am prea multe moduri pe harta asta și din cauza însă cadează puțin te la, la shop. Nu este din cauza modului. Modul funcționează cum trebuie. Aha, deci așa cu designul putem să schimbăm partea de sus. E interesantos, e interesantos. Acum, la remurcă avem, bineînțeles, opțiunile standard. Avem cover on și off de pe tasta N. Și avem, e fo foarte mișto că prelata care chestiunile este aici de prindere, cabrul astea. Astea îmi plac Teribil de mult, bineînțeles avem avarii și avem chiar și pe lateral avarii o grămadă și de asemenea putem să și schimbăm uh, banda, iar uh, când semnalizezi se semnalizează toată porțiunea aia. Când aprinzi lumina la tractor sau la tir, pac se aprind și lateralele astea micuțe acolo și bineînțeles stopurile pe spate, adică pozițiile și uh, cam atâta. Astea au fost luminile, dacă dai în spate, logic, avem lumină de marșarier și uh, dacă mergi în față și oprești, avem și lumină de stop. Uh, atât despre remorcă ca și funcționalitate, bineînțeles că suportă toate tipurile, ați văzut acolo de grâne. Uh, extrem, extrem de bine modelată și are foarte multe poligoane, așa că dacă aveți un sistem uh, mai slab... Nu știu dacă ar fi prea indicat să vă luați multe remorci de astea. Dacă aveți un sistem mai mediu, atunci remorca asta este absolut superbă. Uh, cu siguranță vom juca și noi cu ea pentru că arată demențial. Eu, chiar și texturile astea reflectorizante pe lateral sunt atât, atât de high def. Au o rezoluție foarte mare. Ce să mai? De Hai să vedem că putem să o facem pe asta. Să vedem unde se... Uh, unde își face unloading-ul. Ah, ok. Deci îl face pe spate și, după cum bine vedeți, e relativ lunguță. Adică, e relativ lunguță. Nu e nici prea scurtă, nu e nici prea lungă, cum e cea de la BMO din acea galbenă. Deci e undeva între. Eu cred că e ok. O grămadă de reflectorizante pe spate, dar se văd foarte bine pe culoarea asta neagră, pentru că pe alb nu se mai văd atât de bine ăle albe de aici, știi. Din nou, detalii să te uiți la ea o grămadă de timp, uite, până și arcurile astea au fost super mega detaliate. Bun, aveți linkul în descriere dacă vă place această remorcă, dacă vreți să încercați ceva mai nou sau aveți un tir și vreți să-i băgați o remorcă mai nouă pe el, aveți posibilitatea asta, because e absolut excelentă! Sper că v-a plăcut, iar până data viitoare v-am salutat!